Dragi telespectatori, după cum v-am promis, împreună cu domnul Cornelu Bălosu, suntem într-o altă zonă a Muzeului de Etnografie din Craiova, unde dumnealui ne va povesti cu lux de amănunte despre un eveniment deosebit din viața fiecărui om. Este vorba de nuntă, și nu orice nuntă, ci nunta la Olteni. Domnul Cornel, vă rugăm. Este vorba de o nuntă virtuală, căci oltenii sunt mulți, au și pretenții foarte multe uneori. Ei folosesc cuvântul de pământ. Fiecare sat are personalitatea lui. Până la urmă și fiecare oltean știm bine ce înseamnă el în lume și cum gândește el despre lume. Da. Asta este o nuntă virtuală. Deci este o nuntă oltenească la care participă reprezentanți din cam toate zonele și subzonele importante ale Olteniei. Fie că este vorba de Dolj, zona mamă, să zicem, da, și din jurul Craiovei, fie că este vorba despre Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Olt și, desigur, Romanați. Pentru că Romanațiul a fost o zonă distinctă a Olteniei, cel puțin din perspectivă etnografică. Și atunci, știu, narația asta cuprinde cam, noi ne-am propus să cuprindem cam toată Oltenia, da, în ce are ea mai frumos și bazându-ne, desigur, pe patrimoniul Muzeului Olteniei, patrimoniul etnografic al Muzeului Olteniei. Așa că nunta aceasta, dincolo de reprezentările, cum v-am spus atunci când vorbeam de ceramică spațială și temporală, se referă și la o reprezentare nuanțată culturală. Pentru că în Oltenia un costum nu va semăna cu altul. Chiar și în sat un costum. Sigur că există nuanțe definitorii pe baza cărora s-au scris cărți, pe baza cărora ne dăm seama că există o unitate în diversitate. Da. Dar nu veți vedea în Oltenia o iei care se semene cu alta sau un șorț care se semene cu celălalt sau un vâlnic care se semene cu celălalt. Pentru că aici intervine poate cum să vă spun și personalitatea, sigur că da. Să nu spun nu, ar trebui să spun da. Da. Putem să definim un costum local, să zicem. Sau un costum de subzonă. Sau un costum de zonă etnografică, pentru că Oltenia are mai multe zone etnografice, cum vă spuneam, dar și subzone. Domnul Bălosu, cumva și reliefful a dus la această diferențiere a costumelor? Da. Să știți că un francez care se numea Ipoliten formula o asemenea teorie. În sensul că oamenii de la câmpie au o anume mentalitate, pentru că sunt scăldați în soare, folosesc o metaforă până la urmă, cu cât și sunt mai comunicativi, așa, cu cât urci spre munte, spre deal și spre munte, încep ca oamenii să fie mai rezervați. Oamenii de la munte sunt mai rezervați. Costumele de la munte, din Mehedinți, spre exemplu, din Mehedințiul de munte sau din Gorjul de munte, nu sunt atât de intense, cromatic vorbind, așa cum sunt costumele din Dolj sau costumele dinspre sudul Doljului, care sunt foarte intense. Roșul predomină,
în Mehedinți și în gorjul de munte predomină negrul. Da, sigur că se poate face o asemenea speculație, să zicem. Cu toate că, spre exemplu, la, hai să zicem, să aleg din gorj, Novaciul. E adevărat că Novaciul este o zonă în care apar și ungurenii. Oltenia are și câteva zone ungurenești. Novaci, Vai de Ien și mai sunt câteva. Și Baia, și Baia de Fier. E o combinație foarte interesantă la un moment dat și probabil s-au preluat elemente de colo-colo. Eu nu zic, în Mehedinți însă costumul este clar. Costumul cu vâlnic negru este specific Mehedințiului de Nord. Da. Diversitatea este uriașă. Este uriașă. Începând de la croi, de la croială, care este fie mai veche, fie mai nouă, de la ea încrețită până la ea cu platcă, începând de la și de la croiul cămășii, începând de la ițari până la pantalon, totul este nuanțat. Da, vă spuneam, e vorba de o unitate în diversitate. Da. Niciun costum, dacă vă uitați aici în expoziția noastră, niciun costum nu seamănă cu altul. Pentru că fiecare oltean, în tot orgoliul lui, așa, moștenit al minteri, simțea nevoia să se exprime. L-are scris în ADN, nu? Da. Și scris bine. Probabil, l-are scris în ADN, da. Simțea nevoia să se exprime, da. De aceea această diversitate care ține de fluctuațiile și de, știu eu, de fluctuațiile culturii populare la acest nivel, la nivelul costumului. V-am spus că aceste costume erau lucrate, desigur, de femei. Știți că e o mentalitate transcrisă în textele tradiționale, că bărbatul mergea înainte și după aia femeia, da. E posibil ca ulițele să fi fost, sau mă rog, trotuarele, între ghilimele, să fi fost înguste și atunci s-ar putea să fie și o formă de protecție. Mai e și mentalitatea. Mai e și mentalitatea aceea, știți, cruce de bărbat. Femeia nu trecea calea bărbatului, bărbatul era primul, bărbatul și mai se spune, e om. De femeie se spune că e femeie, de bărbat zicea că e om. Deci e probabil că tot în cultură. Știi ceva? Există diferențe de genul ăsta sunt, fără să fie mizoghine. Eu nu cred într-o asemenea formă de mizoghinism. Se spune că bărbatul este cruce întreagă, este cruce întreagă. Femeia nu. Se spune despre băiat că este, când vorbim despre copil, spre exemplu, la copil, fata este fată, băiatul este băiat. Da. Fără să existe până la urmă, n-am studiat, am citit doar câteva cărți cu privire la felul cum se transmite averea și așa mai departe. Nu știu dacă e o chestiune care ține, precum la englez, de ideea de păstrare a averii și așa mai departe. Pentru că la noi este o ciudățenie, că m-ați adus pe subiectul ăsta. La noi nu primul băiat primea averea. Ultimul. Ci ultimul, prâslea. Foarte interesant. M-am gândit cândva să scriu un articol pe tema asta, dar n-am avut suficiente informații și nu sunt pregătit pe asta, că nu am studii. Cel mic rămânea cu părinții. Cel mic rămânea și primea averea. Este foarte ciudat. Și la mine în județ, la fel. Nu cumva cel mic, fiind mai tânăr, considerându-se că trăiește mai mult, putea să avea mai mult grijă de părinți decât, da, ceilalți? Se poate să existe o explicație de natură sentimentală sau chiar de natură temporală, să zicem, cum a spus dumneavoastră.
Da, numai că nu știu dacă cel mic putea să asigure la un moment dat statornicirea averii, da? Că fiind mai mic, s-ar să fi fost necopt. Viața, spațiul temporal nu era chiar foarte lungă. Trăiau oameni și până la 100 de ani, dar media de vârstă era de 65 și cam așa în spațiul tradițional, pentru că oamenii munceau cu adevărat. Da, dar se și hrăneau natural și beau tot natural. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu așa știu, eu vorbesc din statistici. Dar statisticile nu cumva erau făcute, fiindcă oricum atunci copiii foarte mici părăseau mult mai repede viața aceasta și făcând statistici se ajungea la acea vârstă? Da, tot ce se poate. Da, da, s-ar putea să vă dau dreptate în sensul ăsta, pentru că, spre exemplu, în Oltenia, în Dolj, de fapt, citind cartea lui Charles Laugier, care a fost medic șef al Doljului, începând din 1907 și vreme de vreo 20 de ani, medicul șef sanitar, să-l zicem, al Doljului, am constatat că în 1907, 1908, 1910, da, când apare de fapt și cartea, din câte știu eu, în această perioadă sau chiar și mai înainte, cazurile de decese infantile erau foarte, foarte multe. Au fost cazuri de malarie, de, mă rog, și de alte boli care nu puteau fi și așa mai departe. Da, se poate să aveți dreptate, dar eu asta știu, că în general erau și cazuri de oameni care trăiau mult, mult, mult și oameni... Și vă mai dau o idee, cel mic, cum spuneați dumneavoastră un pic mai înainte, poate trebuia educat în continuare și învățat de cei bătrâni ai lui și atunci trebuia să stea lângă ei, sau cel mic era mai răsfățat decât ceilalți, fiindcă era mai mic și toți se uitau la el într-un anumit fel. Eu, da, probabil exista un minim răsfăț în lumea tradițională olteană, dar cred că adolescența s-a încheiat la 15-16 ani. După aceea deveneai matur. Nu era maturitatea asta, să nu vă spun că fetele se măritau la începând după 14 ani. Dacă atingeai 18 ani și nu te măritai, înseamnă că aveai probleme. Erai fată bătrână. Erai, nu știu dacă bătrână... Nu, așa se spunea, așa se spunea. La englez nu exista chestia asta și nici la francezi. Dar la noi asta era, pentru că o familie se constituia într-o perioadă în care femeia era mireasă, mă rog, fie că avea 14 ani, 15, era bună de muncă, da, și în care trebuia, știu eu, făcute toate muncile agricole. Iar, și vă mai spun ceva, de regulă foarte mulți tineri se însurau înainte de a pleca în armată. Sistematic, căsătoriile se făceau între 14 și 18 ani sau 19 ani. Da. Și de aceea au fost foarte multe cazuri în care foarte multe familii se destrămau pentru că bărbații torceau din armată, mă rog, 2 ani de zile sau 3 că se făceau atunci, sau chiar 4, să nu uităm perioadele războiului, celor două războaie, da, apăreau probleme foarte serioase de, știu eu, de, da, fetele, femeile de cuplu, da, da. Haideți să revenim la acest eveniment, la nuntă. Pregătiri, nuntă, obiceiuri, simboluri. Muzeul nostru, și vreau să mă refer în special la muzeul nostru, cum vă spuneam, surprinde în special o axă spațială. Cum vă spuneam, o spațialitate legată de uliță,
de intrarea în curte, apoi de tot ce se desfășoară schematic, până la urmă, că nu putem să surprindem totul, schematic în curte, mă refer în special la ritualuri, și apoi o trecere către biserică și către cele sfinte. Dincolo de valoarea artefactelor expuse, putem să vorbim și de ritualități. Și printre ritualități avem adusul apei în Oltenia, sau căratul apei, ritual foarte important. Apoi avem zestrea. Și tot ce însemna ideea de negociere și de păstrare a avutului, până la urmă, că zestrea este foarte importantă. Și numai pentru noi, în general, în spațiile tradiționale. Da. Negocierea, mă rog, și logodna și toate celelalte, până la urmă ajungeau la o discuție asupra aceea ce vor avea tinerii căsătoriți. Ca o casă, că n-au, că vor avea pământ, că vor primi pământ, cine dă, cât dă și așa mai, și așa mai departe. Pentru că nunta asta, de fapt, este o întemeiere a unei familii. Și până la urmă era atât de importantă încât nu se putea sări peste asta. De aceea toate cazurile în care tinerii nu se căsătoreau cu acordul părinților, ca peste tot în lume, tinerii aceia erau fie pedepsiți, oropsiți sau trebuiau să-și ia viața de la capăt și să se descurce pe propriile lor speze. Da. De aceea zestrea era importantă. Întemeierea nu se poate face decât pe baza unor chestiuni care trimit la social. Domnul Bălustu, zestrea trebuia să vină fata cu ea. Da, dar și băiatul trebuia să... Nu, stați puțin, zestrea fetei era o zestre care ținea de întemeierea unei familii, de interior. Deci zestrea ține de interior. Ea trebuia să vină cu căruța plină de tot ce ținea de intimitatea casei. În rest, trebuia să vină băiatul. Băiatul trebuia să aibă casă și pământ. Astea erau esențiale. Și animalele care se lucreze pământ. Și animale, evident. Evident. Dacă nu le avea, era jale. Adică cel mai mare dintre copii pleca din casă. De regulă era ajutat. El era ajutat dacă gospodăria, cel puțin în Oltenia, tătânele, stăpânul, da, gospodăriei, de regulă îi făcea loc de casă. Mai mult decât atât. Toată familia îi construiau casa. Deci în momentul în care el se muta cu tânăra soție, avea casă și avea și pământ. Zestrea fetei, într-adevăr, consta și în bunurile casnice, dar consta și în pământ. Și se negocia. În sudul Dunării, spre exemplu, chiar avem un film care vorbește despre asta, în sudul Dunării, mai balcanic decât nordul Olteniei, acolo, da, se negocia la sânge. Da, acolo se negocia. Dar spunem că dai, dar spunem... Dovadă sunt foile de zestre și avem la secția de istorie zeci sute de foi de... Da, foaia de zestre este de fapt un contract social între cele două familii. Un contract social între cele două familii. Da, adică tânărul vine cu și spune eu cu tare am, cu tare am, cu tare, așa. Iar părinții fetei spun, eu îi voi da fetei cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Aia era dota. Da. Pe care se întemeia viitoarea familie. Sunt zeci de asemenea și sunt foarte interesante. Începând, știu eu, de la uneori este o istorie a obiectului, dacă vreți. Că primește o căldare de aramă. Arama a fost scumpă tot timpul.
o căldare, un polomeac, spre exemplu, cum se numește în, în sudul Olteniei, tot timpul a fost scump. Eu țin minte când eram copil că veneau căldărarii, da, și să știți, un polomeac de aramă făcea cât salariul tatălui meu, cât jumătate din salariul tatălui meu pe o lună. Un polomeac de aramă, să zicem, de 4 vedre, da, pe care tata îl folosea și la țuică. Folosea tata, mă rog. Da, era un contract, era un contract social care se întâlnește în toată lumea până la urmă, chiar și în lumile arhaice. Deci putem spune că doi tineri, dacă vreau să se unească, să formeze o căsătorie, aveau nevoie de părinți care să le ofere unde să stea și ce să muncească. Da, cu siguranță. Dar pentru a face nunta mai aveau nevoie de naș, de frate, de mână. Sigur că da, sigur că da. De fapt, personajele cele mai importante în, personaje importante în nuntă sunt, în afară de miri, sunt nașii. Și nașul de baștină, cum zicem noi, pe care nu trebuie să te părăsești, pentru că dacă îl părăsești, ești blestemat și vei avea probleme. Mă rog, pentru că chestiune tradițională și ce nu poate fi trecută, ce nu poate fi exclusă, ce nu poate fi... Da, este un sacrilegiu până la urmă. N-ai voie. Este sub interdicție? Nu. Nașul trebuie să-ți dea numele copilului, nașul trebuia ținut, mă rog, acum lucrurile s-au mai schimbat, trebuia ținut până la moarte și așa mai departe. Nașul este personajul important. Sigur că este fel de fel de povești, și mai arhaice sau mai puțin arhaice, cu privire la naș și la ideea de nuntire, dar... În Oltenia sentimentul ăsta este încă prezent. Chiar este încă prezent. Poate în spațiile mai retrase, dar este încă prezent. La noi nașii, la noi nunta mirilor și a nașilor este din Gorj. Mirele este îmbrăcat în costum schilăresc. Mireasa este în costum tot gorjenesc. Da. Fotografiile de asemenea sunt din Gorj și sunt făcute în perioada anilor 1930, în timpul unei cercetări sociologice întreprinse de sociologul, de marele sociolog, Dimitrie Gusti, la Runcu. El a mai făcut Runcul de Gorj. Prima cercetare a școlii Gusti, care a fost și ministru, și un ministru reprezentativ, a zice, și un om de știință excepțional, a fost făcută la Goicea. Cred că prin 1928. Nu, nefiind istoric, n-am memoria datelor, dar parcă în 1928. Din păcate, cercetarea de la Goicea nu a lăsat exprimării fotografice, vizuale. Aia a fost prima cercetare. După aceea el s-a dus și la Drăguș, acolo a făcut fotografii, și la Runcu, iar cele fotografiile pe care le vedeți dumneavoastră în sala nunții, toate sunt de la Runcu din 1930. Oferite cu grație nouă de către Muzeul Satului din București. Da. Celelalte costume sunt din toate zonele. Cum vă spuneam, este vorba de o nuntă virtuală, cu costume din Gorj, Dolj, Mehedinți, din subzone, din Doljul de Nord, din Doljul de Sud. Avem și un costum din Mușel, înțelegând că e posibil să fi venit și un vizitator din Mușel. E un costum donat de doamna Cernătescu, de la Cernătești, din Dolj. Este un costum mușcelean care amintește de fapt de costumele regale. Pentru că a fost o perioadă între anii 1925-1930-1940 când doamnele din înalta societate se îmbrăcau în costum popular.
Și în timpul lui Carol al II-lea a fost o modă, mă rog, erau și ideologice la un moment dat, dar chiar nu contează, costumul acela este un costum foarte, foarte vechi, o să-l filmați acolo, și este un costum din mușel. Cum începea nunta? Cum erau anunțați cei care trebuiau să participe la nunta? În Oltenia de Sud, anunțarea se făcea de către cumnată de mână, însoțit de alaiul, lui, călării. Chiar avem un film, la Goicea, ei umblau cu plosca, cu plosca de lemn, și cu țuică și cu vin, da, și se duceau din parte în parte, da, dar și în Gorj era la fel, dar și în Mehedinți era la fel, anunțarea, și în Telorman la fel, da. Anunțarea se făcea călare. Calul, să știți că este de asemenea un animal apotropaic. Se spune că, da, adică, pe lângă faptul că în Oltenia și în Telorman și în toată România, calul era un animal de nobil, mai scump decât boul, cu toate că boii făceau toată agricultura. Cei care făceau aratul cu cai erau, cum să vă spun, erau oameni care nu aveau decât cai. Da. În rest, muncile agricole le făceau boii. Calul era un animal de rasă și trebuia prețuit așa. Da. Prin urmare, invitarea la nuntă se făcea călare. Textul era foarte simplu. Păi invităm la nunta lui Cutare, care se însoară cu Cutare. Totdeauna se începea cu ginerele. Pentru că cumnatul de mână e din partea ginerelui. Da? Da. După aceea interveneau și celelalte personaje ale miresei, care erau cumnatele de mână. Dar de regulă să știți că se negocia. Și satul fiind o comunitate, o comunitate întreagă, și coerentă, cum să vă spun, cumnatul de mână cunoștea toți oamenii din sat. Și conform înțelegerii se ducea și invita. Pe cei notați. Așa. Nunta ținea, de fapt, la modul ritualic, de vineri seara până marți. Sau chiar de joi până marți, la modul ritualic, în sensul că joi era o adunare a tuturor actanților, da? După care vineri de asemenea era o perioadă de pregătire, da? Și apoi nunta ținea sâmbătă, duminică și luni, nunta propriu-zisă, da? Dar și celelalte perioade, adică joi, vineri și marți, când era spargerea anunții, și aia avea însemne și sensuri ritualice. Momentele importante ale nuntei. Momentele importante ale anunții se referă odată la invitare, la invitarea nuntașilor, după aceea la organizarea specială a configurației petrecerii ca atare, adică organizarea spațiului, primirea lăutarilor, discuțiile cu bucătarii, stabilirea, să nu credeți că ei nu stabileau meniul, dintotdeauna se stabilea meniul, da, pentru că deja de vineri, bucătarii începeau să gătească. Și în mediul tradițional trebuie să vă gândiți că găteau fie în vase de aramă, fie în oale foarte, foarte mari. Și chiar avem o fotografie din Gorj, tot din perioada asta, din perioada gustii, în care se arată cum se supraveghează felul în a găti bucatele. Da.
Și totul era în vase de ceramică. Da. Eu știu că vineri se făcea o petrecere, dar nu neapărat o petrecere, la mire acasă. Se făcea un fel de adunare a mesenilor din partea, așa, nu, a rudelor apropiate. Se făcea și o masă. O masă succintă și în care oamenii începeau deja să construiască locul. Era firesc să construiască locul. Apoi, sâmbătă, începeau momentele importante, adică invitarea nașilor, bărbieritul ginerelui și sovonul miresei, punerea sovonului și înveșmântarea miresei. Mersul la apă era un alt ritual foarte, foarte important. Nu cumva aici era și cu bradul? Avem și noi un brad de nuntă. Să știți că bradul după aceea, care nu era foarte mare, era de fapt un simbol. Un simbol. Bradul stătea pe masa lor în continuare, pe masa de nuntire. Acolo pe masa mare, care avea loc duminică. Mai existau și alte ritualuri aici. În Oltenia de Nord, duminică, spre exemplu, avea loc, cum să spun, încercarea mirelui. Trebuia să urce pe o prăjină. Da, și trebuia să ia de acolo, mă rog, o sacralitate, fie că era pelin, fie că era o framă, fie că era altceva, da. Am auzit că te-a fost și la mine, dar mai înainte, fiindcă acum i-a tot Când trebuia să fie bătrân. Da, eu am fost la ultima dată la Fratoștița, acum vreo 10 ani, și am văzut asemenea prăjini, dar nu era obligatoriu să fie făcută de ginere. Ginerele putea să-și desemneze un tovarăș care să urce pe, adică fie cumnatul de mână, fie un alt prieten. Un alt prieten, da, care să urce pe așa. Apoi erau toate horele care se întâmplau începând de sâmbătă până luni și chiar până marți, unii prelungeau. Care momente ar mai fi importante? Mersul la biserică, am spus, adusul apei, care se întâmplă în toată Oltenia și care este extrem de important. Ce rol are adusul acestei apei? Da, este... apa, în general, este un simbol protector. Adusul apei ține, pe de o parte, de protejarea tinerei familii, pe de altă parte, ține de ideea de fertilitate și fecunditate. Pe de altă parte, mai ține după ce, deci după ce se aducea apa, în Oltenia se înconjura de 3 ori încăldarea asta, vadra, de fapt, că era din lemn, da? Și după aceea foarte ciudat, dar care poate fi explicat, mireasa vărsa această vadră și vadra era aruncată peste casă. Este tot un ritual foarte interesant de tot așa de protecție, dar este și unul de agregare, cum zicem noi. Mireasa, în momentul în care răstoarnă apa, simte nevoia să se integreze în acea în acel nou spațiu în care este adusă. Și atunci simte nevoia unui act de trecere, de asemenea, da? Nu cumva și prin purificare? Păi și prin purificare, sigur că da, dar este pură. Sau așa se consideră că ea este pură și erau, într-adevăr. Dar și mai e ceva. Mai erau foarte multe tot așa ritualuri de agregare. Deci de integrare a miresei într-un spațiu.
Erau cazuri în care și ginerele și mireasa rupeau chiotoara, nu, legătura de la ie a soacrei. A soacrei. Asta ține de ideea de relație, că se știe foarte bine care este relația între soacră și e de natură, să zicem, psihosocială, dintre mireasă și noră. Asta mireasă este și soacră, da. Asta este apare într-un spațiu balcanic. Nu, asta este exact. Asta ține de este o relație în care sau de acceptare nora, ca pe propriul copil. Sigur că da. E vorba de acceptare și e vorba de depășirea unei treceri, așa cum vă spuneam, depășirea unei treceri. Da. Mai sunt și altele, știu eu, ce sunt, acum chiar m-ați luat pe neașteptate, rachiul roșu, da, asta se întâmpla luni dimineața. Luni dimineața, da. Ieșitul din biserică și hora miresei. Da. În Oltenia era un obicei în sudul Dunării, un obicei foarte interesant care se numea trecerea pe pânză. Pe pânză albă. Când intra în curtea, tot un obicei de agregare, când intra în curtea mirelui, mireasa era primită pe pânză, pe pânză albă. Albul este, sigur, o culoare a purității, mă rog. Era și simbolul virginității miresei și trecerea se făcea pe pânză și aia, de fapt, era o acceptare a miresei în noul spațiu. Zestrea însă era, ideea de zestre era foarte importantă și aducerea zestrei și felul cum era primită zestrea și felul cum se striga zestrea. De asemenea, nunta de la, nu nunta, masa, masa de duminică seara, în care se striga și darul, și aia era ritualică. Faptul că darul devenea ritualic și el. Și tot meseanul era dăruit. Nu mai vorbesc de nași, de nașe, de cumnat de mână, de domnișoarele, de domnișoare, sau mă rog, cu metrele fetei. Mai era un personaj la noi, Pochinzărița, în Oltenia. Nu știu dacă la dumneavoastră era. Era? Da. Pochinzărița, da. Pochinzărița veghea asupra purității fetei, pentru că mirele sigur că era nerăbdător, da? Nu mai avea răbdare ca să profite de darurile miresei, darurile firești, normal. Dar Pochinzărița era aceea care, da, care veghea ca mirele să se retragă cu mireasa atunci când trebuie, adică duminică dimineața după nuntă, da? După ce se încheia totul. Da, mai ales că era și o perioadă foarte încinsă la un moment dat, că oamenii mai beau un pahar și la nuntă în general, adică nuntă fără lăutar și fără băutură, n-are sens. Da, Pochinzărița veghea. Pochinzărița, să știți că e un cuvânt de origine slavă și da, se practica ca personaj. La mine, spre exemplu, în zona de centru a Doljului nu era, dar o întâlnim în Gorj și o întâlnim și în sud. Da. Mai sunt elemente ritualice. E vorba de pâinea miresei, e vorba de ruptul pâinii. Tot așa cu elemente simbolice deosebite. Cu aruncatul pâinii, care ține și de ideea de fecunditate, și de ideea de împlinirea unui fapt, și de ideea de constituirea unei familii, da? Și de renunțare la ceea ce nu mai ține de tinerețe. Adică de tinerețea zvăpăiată. S-a terminat.
a intrat în... și mai e ceva. Deci a intrat în rândul oamenilor căsătoriți. Femeia nu mai poartă părul despletit, da? Își pune basma. Bărbatul are o altă condiție, el devine stăpânul casei, da? În care trebuie să, aibă grijă și de el în primul rând, dar și de viitoarea familie. Și așa mai departe. Capătă un alt statut social. Domnul Bolosu, fiindcă ați spus un pic mai înainte că nu mai poartă părul despletit și pune o basma, era o deosebire sau încă mai este o deosebire între costumația, vorbesc de costumația tradițională a fetei nemăritate și a femeii măritate? Sigur. Cam prin ce se beau? Începând de la pantofi până la învelitoarea capului. O să vă spun. Și la noi era pronunțată, sau cel puțin simbolic pronunțată, dar să știți că în Ardeal era și mai pronunțată. Probabil și în urma influențelor, mă rog, austriece, germane și așa mai des, și ungurești. Da, fetele, de fapt costumul este un buletin de identitate. Da. Costumul fetei de măritat, cel puțin aici în Dolj, costumul fetei de popular, era plin de roșu. După ce se mărită, începe să se estompeze. Nu mai e atât de nuanțat, nu mai e atât de roșu, de vioi. Da, da, da. Și poartă, nu mai e cu capul gol niciodată, poartă fie maramă, fie basma. Asta este clar. Statutul social de sociocultural de măritată implică și implica, eu mă refer la cultura tradițională, implica anumite reguli. Da. Părul și îl făceau în coade și în coc, da, și peste el își puneau basmaua sau, cum vă spuneam, marama sau cârpa. Puteau să poarte fetele măritate, puteau încă să poarte salba, pe care era un titlu de mândrie până la urmă și de stare socială. Salba pe care o primeau de la părinți. Salba totdeauna era a părinților fetei. Salba de galben sau de icușari sau icoșari. Da, asta puteau să poarte, că era un semn, se punea pe o panglică de catifea neagră, da, 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 și se punea la gât. Da, în rest, totul ținea de sobrietate, de respect pentru soț, pentru neamuri, da, intra într-o altă lume, totdeauna soarta femeii a fost mai grea decât cea a bărbatului, pentru că ea trebuia să se acomodeze într-un alt spațiu. Da, băiatul putea să respecte sau nu neamurile soției, dar soția obligatoriu trebuia să respecte neamurile soțului. Așa, și nașul. Adică trebuia să accepte toate ideile legate de această conjunctură a mariajului. Tânărul necăsătorit și noul soț, cu îmbrăcămintea, avea vreo problemă sau era aceeași? Da, avea o problemă. Batista și peșchirul trebuiau să fie făcute de mireasă. La costumul schilăresc, pe care probabil o să-l filmați, cum spuneam, semnul batistei era semnul feminin al costumului. Și era semnul, dacă vreți, de mândrie și pentru mireasă și pentru ginere. Da, cu cât batista era mai frumoasă, cu atât ginerele era mai mândru. Pentru că obligatoriu batista trebuia confecționată de către mireasă. Deci până atunci nu avea voie să poarte o asemenea batista. Nu, sub nicio formă. Batista nu se purta decât la nuntă. La nuntă și se punea la fie la curea, fie la chimir, depinde de zonă, fie la cicic, fie la bete. Da. Batista. Și de asemenea,
câteva prosoape trebuiau aduse și confecționate de confecționate cu sute. Cu sute de de mireasă. Ceea ce privește știu eu tot așa îmbrăcămintea rituală, vreau să vă spun că nuanțele sunt foarte, foarte mari. Dacă în Vâlcea, spre exemplu, cumnatul de mână poartă vestă, ismene, cum se chemașe, așa, în Gorj, în special, se purta costumul schilăresc și cumnatul de mână. Costumul schilăresc este un costum special, este și costumul ginerului pe care îl avem noi în expoziție, este un costum special, este un costum de manufactură, o manufactură care se pare că a fost deschisă de celebrul deputat țăran Dincă Schileriu, dar Dincă Schileriu era țăran, dar avea pământuri foarte, foarte multe. El a făcut în Târgu Jiu și o manufactură de costum schilăresc și a făcut și un atelier important de ceramică. Ceramică. Da. Da. Culmea e că un ardelean care a plecat din regat și a venit la Târgu Jiu, un profesor și care s-a stabilit în Târgu Jiu, ne-a lăsat foarte, foarte multe poze legate de perioada începutului de secol în Gorj. Gorjul care este foarte important pentru Oltenia, chiar dacă este mai spre munte așa, dar e un județ cu foarte multă personalitate. Și de fapt vreau să vă mai spun ceva. Există foarte multe asemănări între zonele etnografice și subzonele etnografice, dar și foarte multe diferențe. Uitați-vă aici în această expoziție și veți vedea chestiunea asta. De fapt, o zonă etnografică se bazează în primul rând pe niște date, să le zicem, naturale, care țin de geografie, de istorie, care țin de, cum să spun, de ocupații. Este foarte important, la un moment dat, ce face omul. Pentru că în funcție de asta și gândește. Și mai sunt datele celelalte, să le zicem etnopsihologice. Așa definea un cercetător român în urmă cu vreo 30-40 de ani chestiunea asta legată de zone și subzone. Da. Această parte etnopsihologică sau etnografică sau etnoculturală ține de mentalitate, ține de obiceiuri, ține de cum să spun, de felul de a percepe spațiul, de felul de a percepe timpul și așa mai departe. Dar, între cele două, așa cum sugera și dumneavoastră în acest interviu, există relații. Este clar că există diferențe între un oltean din nordul Mehedințului și un oltean din sudul Dolciului. Și unul din Gorj. Și unul din Gorj.